Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent în pești, da, pentru pești, pentru ianuarie 2020, o să continui și etalările pentru 2020, etalările anuale. A, să sting și bețișorul că miroase totuși parcă prea tare. Așa, așa am simțit nevoia, așa fac etalare pentru pești, pentru ianuarie. Și, înainte să pun cărțile, vreau să vă arăt ce mesaje, additional messages, Ați primit. Încetiniți într-o direcție și încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. 9, poate asta să spună cuiva, eu vreodată de naștere, vreun număr semnificativ pentru unii dintre voi, și 44. 44, care este număr mare, maestru, da? Două persoane simt eu aici, foarte fixe în, în principiile și în ideile lor, 4 și 4. Pot să facă un cuplu puternic, da, și pot să se transforme 4 cu 4, 8 împreună, dar trebuie să vă cunoașteți unul pe altul și să știți unde vă transformați și unde vă susțineți. Se pare o carte nemai pomenită. Cred că împreună puteți să conduceți un ocean, un imperiu emoțional, de orice natură, creativ. Deja simt o chestie foarte creativă, abundență, dar trec peste asta. Trebuie să opriți, să vă, să vă încetiniți direcția într-o privință. Ori la locul de muncă, ori într-o relație care va... Uh, va... V-a pierdut într-un labirint, mental, emoțional. Poate trebuie să cunoașteți altă persoană. Rămâne de văzut de la unii la alții. Eu o să mai amestec cărțile când va fi și vreau încă un alt mesaj în plus, că așa simt, așa fac. Fac cum simt. În timp ce am amestecat cărțile acestea, la început am. Um împărțit cărțile în două, ca așa fac în amestec la un moment dat, și am văzut 10 de spade și 10 de cupe. Unii dintre voi, dintre noi, treceți de la mari dureri, mari trădări, suferință imensă la bucurie excesivă, la o stare de entuziasm copleșitor. Încheiați un ciclu de dureri și începeți un ciclu de mari bucurii, da? Acum, de ce m-am oprit aici? Pentru că mi s-a părut, nu știu de ce, am simțit nevoia să trag ochii. Uneori mai trag ochii așa pe la cărți. Și am văzut valetul de, de bâte și judecata. Aveți un moment în care trebuie să judecați o situație și să alegeți și să ascultați intuiția îngerii, semnalele într-o direcție. Într direcție. Se pare că în legătură cu un semn de foc ascendent, Soare, Venus, lună, ce ar putea să fie acest semn de foc, ați încercat să începeți o relație. Ați avut niște situații în care probabil unii dintre voi ați sperat că mergeți mai departe, și totuși ce s-a întâmplat? Acest valet de, de băte s-a poticnit în băta sa. Și dacă cineva poate să înțeleagă ce vreau să zic, e bine. Butele au și conotații sexuale. Acest val de, de bute s-a oprit în nevoile sale intime și n-a mai putut să evolueze către ce? Către cavaler, către regină și rege, da? Și s-a transformat situația, s-a încheiat reposibila relație, dacă, dacă a apucat să ajungă să fie simțită ca o relație. Eu cred că a fost mai mult o aventură, da? S-a pus capăt. Pentru că este nevoie de transformare. Cineva a așteptat, a investit emoțional de orice natură într-o direcție în care altă persoană a vrut să aibă controlul. Eventual, eventual, unii ați avut de-a face cu o persoană foarte impunătoare, manipulatoare, cu atitudini de tiran. Da? Și ați așteptat ca acest vale să se transforme, cum am zis mai devreme, într-o relație, dar totul s-a încheiat într-un dezastru. Ei, și după această moarte și transformare, apare judecata. Trebuie să judecați și să înțelegeți, să mergeți mai departe, da? să vă setați viitorul eventual unii dintre voi într-o altă direcție, ori într-o altă relație, ori pur și simplu să vă concentrați pe a vă crea lumea voastră, să renașteți din această situație, pentru că ceva vă așteaptă, dragii mei, vinde care în primul rând dragoste de sine și o mare dragoste din partea cuiva. Cineva chiar va veni. Dacă nu neapărat cu niște scuze, cu o ofertă de dragoste și au uite ce în spate, posibil pentru unii să fie semn de pământ, nu e obligatoriu, și 10 și 9. Și 10 și 9, o ofertă stabilă, o ofertă din partea unei persoane care chiar vă dorește, da? Dacă voi sunteți bine mersi singure, cineva vă dorește alături de ei ca să creșteți împreună. Așa, un mesaj scurt. Eu amestec cărțile, aici rămasese. Și am zis, luna aceasta vreau să fac un experiment și sunt curioasă cum va uh, fi primit de voi. Aș vrea și asta ăsta la anumite etalări... Și mult special aceasta din ianuarie Deși am emoție da, la zoria peștilor Ce o să fie, ce să apară Aș vrea să... Wow, diavolul, situație toxică Uf, Cu cineva Wow, wow, wow uh, Semn de pământ mai, mai mult sau mai puțin Încheiați un ciclu Sau dacă nu-i semn de pământ uh, Poate să fie o persoană foarte interesată de bani și de sex Și încheiați uh, un ciclu cu ei da? Chiar dacă sunteți supărați Mergeți înainte Wow regele de monede poate să reprezinte și o persoană autoritară care are afacerea sa sau care lucrează în domeniul financiar, da? Nu e obligatoriu să fie taur. Pentru unii poate să fie taur, pentru alții poate să fie o zodie de pământ, pentru alții că și capricorn, pentru alții poate să fie o persoană obsedată de bani și de sex și de atât. Da. Și cu care încheiați un ciclu. Ce frumos! Sunteți supărați, dar s-ar putea altcineva să vă facă o ofertă frumoasă, să colaborați împreună alt semn de pământ sau altă persoană da? și să mergeți către acești îndrăgostiți acest cuplu divin superb. Am zis că luna aceasta, că m-am întrerupt când am văzut diavolul, Eu vreau să citesc cărțile și invers în cazul în care apar așa. Așa că le voi amesteca de trei ori în fața voastră nu vine să ascendent în pești. Ianuarie 2019. Sunt foarte curioasă. Am emoții, evident. Ce o să apară? Unor cărțile invers spun mai mult. Soare nu vine să în pești. Sau o carte negativă care apare invers poate să ai un mesaj pozitiv. Sunt foarte curioasă. Oh. nu vine să ascendente în pești. Ok, am amestecat, am amestecat. Înainte de asta vreau să mai amestec o dată și mesaje de la îngeri și să... Soare, luna, venus, aștept, să dați-ne un mesaj de la îngeri pentru peștișori, vă rugăm, un mesaj de la îngeri pentru peștișori, pentru peștișori. Soare, luna, să aștept, în peștișor ianuarie 2019. Ce mesaje primim încurajare... De două, de trei. Oh, listen with your heart. Oh, ce frumos! Singurul lucru real este dragostea. Numărul 1. Eventual începeți o relație. O luați de la capăt sau începeți o relație cu cineva. Dar pentru asta trebuie să vă ascultați inima. Posibil Să nu fie acea persoană care a avut doar interese sexuale sau financiare sau de altă natură față de voi, da? Ascultați cu inima. Cineva vine în preajma voastră, vă transmite niște mesaje foarte sensibile și voi, dacă sunteți răniți, stați în energia. Fostelor experiențe negative, s-ar putea să nu auziți, da? pentru că sunteți blocați oarecum, unii dintre voi, unii dintre noi. Eu bănuiesc că nu o să fiu chiar așa. În fine, sfatul este să ascultați cu inima, cu inima, nu cu mintea, nu cu altă parte a corpului, pentru că singurul lucru real este dragoste numărul 7, numărul 7 este un număr spiritual, poate pe 1 ianuarie, poate pe 7 ianuarie, primiți niște mesaje într-un fel sau altul care vă confirmă acest lucru. Cineva vă caută, ia uite, cineva vă dă o mână, vă dorește alături, da? Într-un cuplu, vă dorește să-și facă o familie alături de voi, să fie fericiți, să creșteți împreună, să creați o nouă lume împreună. Ce frumos! să vă uniți experiențele, da, uite ce frumos e trunchiul ăsta, fiecare cu experiențele cu trecutului să vă uniți experiențele și să creați o nouă lume împreună. Dar pentru asta trebuie să ascultați cu inima. Nu să vă lăsați impresionați de aparențe, nu să vă lăsați impresionați de minciunile unora și altora. Ascultați cu inima și discerneți între cine vă oferă adevăr și cine vă oferă minciună. O să las aici cărțile. A, ah, ia uite și numărul 8, iubește ceea ce ești, dacă cumva te-ai simțit trădat, trădată, peștișor, iubește cine, ceea ce ești pentru că s-a întâmplat cu un motiv, s-a întâmplat ca să crești și ca să te ridici. Wow. Soare, lună, Venus, ascendent în pești, ianuarie 2020. Of, ce emoție! Hmm. Wow, marele preot invers în suflet. În suflet. Central. Ați avut de-a face cu o persoană autoritară. De obicei, Marele Preot nu e obligatoriu să fie preot, da? Poate să lucreze în corporație. Am zis că pentru mine poate să reprezinte și noțiunea de corporație, dintr-un motiv. Reprezintă Marele Preot corporație pentru mine. Așa. Este o persoană autoritară. Este o persoană cu experiență. Este o persoană la care lumea merge să se concilieze, da? Oferă. Înțelepciune oferă sfaturi, oferă asistență. Însă, invers, persoana ori nu mai oferă necondiționat, că marele preot, teoretic, a trebuit să ofere dintr-o anumită poziție, da? Persoana nu oferă necondiționat sau pur și simplu nu oferă. Nu oferă angajament, nu se implică în relație. Poate să fie o căsătorie care scârție, care pe cale să se rupă sau s-a rupt la un moment dat sau pur și simplu aveți în suflet pe cineva încă mai aveți în suflet până veți reuși să eliminați, vă doresc succes și să reușiți cât mai repede această persoană care n-a vrut să se angajeze într-o relație serioasă cu voi. Este o persoană care este teamă să se implice, pentru că asta înseamnă responsabilitate. Este o persoană care fuge de responsabilități, da? Emoționale, sentimentale, relaționale, financiare, de orice natură, da? Care nu oferă, care își ia ce vrea, cum am spus mai devreme, interesant cum vin cărțile, nu este obligatoriu să fie semnul taului, da? Nu este obligatoriu. Ei, și din acest motiv, principiile voastre, spiritualitatea voastră a fost afectată, dar dragii mei, dragii mei, singurul lucru real este dragostea. Aveți, ați avut de-a face cu un șablon relațional pe care trebuie să-l depășiți. Și s-ar putea să fie ultima încercare înainte de această transformare. Uf! Ah, frumos! Trei de monede. Ce vă provoacă? O colaborare. Poate să fie un semn de pământ sau cineva care vrea să colaboreze cu voi. Poate cineva pe care l-ați întâlnit sau pe care ați întâlnit-o la locul de muncă. Așa că, dacă sunteți în starea aceea de dezamăgire, de nemulțumire, nu vă feriți să vă implicați ori într-un proiect, ori într-o colaborare de orice natură ar fi. Este o provocare. Poate, situația pentru unii dintre voi, situația s-a întâmplat la locul de muncă, da? Dar, mie așa simt, nu doar că îmi place, simt că această carte va provoca Marele Preot invers. Marele Preot invers nu mai e mare preot. Este doar un mare șarlatan. Ei, și provocarea este că voi vă veți concentra pe muncă, pe transformarea voastră, pe creșterea voastră, triunghiul cu vârful în sus, dar creșteți. Puneți cărămidă peste cărămidă și vă construiți și vă, ceea ce frumos, vă reconstruiți, dragii mei, peștișori. Ce frumos vă reconstruiți. În cazul în care munca aceasta nu face singur, s-ar putea să vină cineva, ori cu o ofertă de bani, ori cu o ofertă de proiect la locul de muncă, sau pur și simplu cineva vrea să se implice într-o relație cu voi, altă persoană. Trecutul, îndep ah, trecutul, îndepărtat. Nu se știe cât de îndepărtat pentru unii dintre voi. 10 de cupe invers. O iluzie. O, un potențial la fericire maximă care a fost irosit din niște motive. Probabil din cauza acestui personaj. Femeie, bărbat, ce ar putea să fie. Da? Poate la un moment dat unii dintre voi ați fost căsătoriți fericiți, dar din niște motive, poate dintr-un trio, la ei, la voi, eu știu, da? Toată situația s-a răsturnat cu sus în jos. Dacă n-ați fost căsătoriți, că poate nu toți ați fost căsătoriți și am zis că poate unii ați fost manipulați într-o situație, da? Cu cineva care părea angajat, dar s-a dovedit a fi vai de el sau vai de ea, ei, undeva subconștient ați rămas așa cu sufletul gol, să zicem, dar nicio problemă. Este mai bine să fie gol pentru că veți fi însetat să primiți vindecare, vindecare divină. După 10 de cupe, trebuie să apară asul de cupe. 10 de cupe invers, evident. Au fost vărsate. Mai bine că au fost vărsate, mai bine că nu mai aveți nicio amintire frumoasă din, din partea acestei uh, situații, da? Mai bine, ca să nu rămâneți prea mult în, într-o zona trecutului. Adică, tot rău spre bine. Persoana a fost foarte rece persoana probabil care va, va crea acest dezechilibru și nemulțumire și va, va crea iluzii, da? Pentru că 10 de cupe invers este clar că nu este fericire maximă, este doar iluzie. De obicei, anul trecut citeam cartea și oferea mai multe variante pentru că o citeam doar în poziție normală. Acum, având-o și în această poziție, știu sigur că au fost iluzii. Ați fost deziluzionați într-o privință, într-o chestiune care ținea de relație. Voi ați crezut că o să fie ceva serios? Ei au fost neserioși. Evident, manipulator. Regele de spade este manipulator. Vorbește. De obicei, regele de spade nu vorbește și vorbește esențialul și este sobru și este în adevăr, dar această persoană. N-a fost, în adevăr. A vorbit, da? Sabia în sus. A vorbit în sus, doar ca să ce. Așa simt, așa vă transmit. Da? Ia uitați. Ca să-și rezolve problemele viscerale. Mm. Viitorul îndepărtat, regele de cupe, ia uite, doi regi. Probabil acest personaj ori a avut semn, planete în semn de apă, în semn de aer, da? Regele de, cupe, regele de cupe este și el manipulator emoțional. Spune că are emoții, dar nu oferă nimic. Hm, interesant. Viitorul apropiat. Șapte de cupe, foarte bine. De obicei, șapte de cupe uh, exprimă fantezii. În poziția asta, voi aveți claritate. Ați vărsat toate iluziile, toate aceste cupe, le-ați vărsat, le-ați aruncat, nu vă mai interesează. Vedeți adevărul, da? Vedeți adevărul. Sunteți deasupra acestor impresii și este bine. Aici sunteți voi, semn de apă. Poate unii dintre voi ați avut de-a face oricum semn de aer, oricum semn de pământ, oricum semn de apă. Oricum, chiar dacă nu sunt semne, sunt planete în, în, case de apă, de aer, da? În viitorul îndepărtat, posibil acest personaj, că e tot rege, da? Matur, peste 50, în jur de 50 și ceva de ani, să vină să încerce să vă manipuleze și de fapt să nu vă ofere nimic, da? Oferta este când e cupa în sus, dar când e invers să nu vă ofere nimic. Fiți atenți! Voi acum vedeți dincolo de aceste iluzii. Sfatul este... Hmm. Da. Am spus de nu știu câte ori anul trecut, pentru că, repet, citeam cartea, Deși apărea în poziție normală, o citeam și pentru poziția aceasta invers. Acum știu sigur că unii dintre voi ați fost puși într-o poziție de trio, da, se vede trio, așa, de amantă. Pentru mine și pentru alții, evident, împărăteasa invers nu mai este împărăteasă, nu mai este o persoană apreciată, este dorită doar pentru frumusețe, doar pentru sex, doar pentru ceea ce poate ea să ofere fizic. Este varianta lui Venus, da? E Venus, dar este în cădere, este în disgrație. Este abuzată, este o dragoste abuzată. Ați fost abuzați, să zic, sentimental, și poate și din alte puncte de vedere. Și sfatul este, fiind cartea invers, să ieșiți din această poziție de amantă, amant, ce ați fost voi, sau abuzați și să vă recâștigați ce puterea. Vă oricând puteți mișca aceste cărți, dar faptul că au venit invers arată că încă sunteți afectați, afectate unii dintre voi. Venus reprezintă dragostea, da? Voi ați vrut să oferiți dragoste și ați fost luat de fraiere. Ce să mai... Ăsta e cuvântul, e românesc, e realist. Cineva n-a avut nevoie de dragostea voastră decât de satisfacțiile lor. Și în poziția sfatului este să, să mutați această carte, pentru că invers este o carte foarte puternică. Și poate că cineva a simțit că aveți acest potențial și tocmai din acest motiv ați fost puși, într-un fel sau altul, ați fost manipulați ca să vise ia puterea. Puterea de a iubi. Pentru că atunci când e supărat, evident, nu poți. Dar la un moment dat veți depăși exterior, iaute, magicianul invers. Invers e clar că magicianul a fost magician, a fost păcălici, a fost manipulator, da? Cineva va păcălit. Cineva cu planete în gemeni, în berbec pentru unii, în fecioară pentru alții, da? Magicianul are toate semnele. Poate să fie și capricorn, că e prima zodie, dar trec peste zodi, că nu e bine să ne fixăm la zodii. Da? Cineva va manipulat poate chiar pentru unii, că această poziție clar arată, un comportament incorrect și imoral. Poate chiar vi s-au făcut niște chestii. Ca să fiți la pat, ca să fiți pur și simplu să cădeți în disgrație, să vă pierdeți din putere. Dar sfatul este, repet, să vă reveniți. Wow, de ce vă este teamă de 8 de monede? Probabil, în situația prin care ați trecut, ați pierdut niște bani și vă este teamă că nu îi puteți recupera, că nu vă puteți transforma, dar vă puteți. Este doar o teamă, repet, este doar o transformare care necesită timp în poziția fricilor. Vă este teamă că, dacă revine acest personaj, nu o să se implice și s-ar putea să fie o teamă cum să zic, bazată pe motive reale. Știți că nu se va implica, da? Că nu va depune efort în această direcție. Pentru unii s-ar putea să vă faceți griji pentru finanțe, pentru transformarea voastră, pentru că vi s-a luat multă energie și asta va afectează, să zic, și puterea de a munci. Dar, repet, este o teamă și teama poate fi oricând transformată. Ce vă doriți. Hm. Steaua invers. Există o stare de regret în acest moment. Steaua reprezintă speranțe, reprezintă vindecare. Invers, cred că vă doriți să. să nu fi confundat. Acest personaj, această situație, care va a produs multă suferință. Ați confundat persoana cu altcineva, ați confundat cu o persoană care va vă împlinește toate dorințele, dar evident că nu va împlini nicio dorință și au împlinit ei niște ambiții, niște dorințe. Atât. A, pentru că stea reprezintă și o, o, persoană care este publică, să zic este implicată, este... E publică, da? Vă doriți eventual să vă izolați o perioadă ca să vă concentrați pe vindecarea voastră, să vă umpleți paharele, emoțiile. Vreți să vă echilibrați. Dacă în această poziție persoana încă jonglează, invers, a ales. O monedă. Dacă la un moment dat a trebuit să alegeți între muncă, da, v-a fost afectată capacitatea de a munci și acest personaj, ați ales să vă concentrați pe o singură monedă, pe o singură idee. Și este bine. Este bine. Renunțați la acest jongler, la acest măscărici și vă concentrați pe, să zic, valetul de monede, pe asul de monede. Da? Au fost niște discuții, au fost niște ambiții, a fost egoul cuiva în joc. Dar cineva care n-a fost echilibrat. Cineva care a fost lipsit de spiritualitate. Dar ați decis. Ați decis să mergeți către ce bine, către ori un semn de pământ, or cineva care o vă oferă stabilitate, Lăsați în spate toată această poveste și mergeți cu pași mici, vă reconstruiți, dacă nu e o persoană, nu e o situație, nu e un proiect, vă reconstruiți, da? Ați decis, dacă în această poziție doi de spate înseamnă în un moment de decizie, de alegeri, da? În, acest, în această poziție deja veți fi decis în curând, la sfârșitul ianuarie, poate chiar în această perioadă. Când, când se face talarea, unii dintre voi mai devreme, alții mai târziu, mai prin februarie, cine știe când, da? e doi. Cât de curând veți decide să vă reconstruiți pentru că valetul de monede, cu pași mici și siguri și precauți, analizează tot și merge către ce? Către regina de monede, către creativitate, către stabilitate, către valoarea voastră. Da, sunteți un pic sub... Ah, s-ar putea cineva să vină la voi să vă ofere o situație, da? După ce voi vă vindecați, ia uite. După ce voi vă vindecați, ieșiți din starea aceasta de supărare, s-ar putea să vină cineva să vă ofere această monedă. Și dacă voi sunteți singuri cu această monedă, să începeți o relație stabilă, să fie, da? Moneda care vă lipsește și vă întregește, mai bine zis. Pentru unii poate să fie semn de pământ, pentru alții poate să fie orice alt semn. Mai spre februarie, probabil. Ia uite și începeți, încheiați acest ciclu și începeți o nouă viață cu cineva. Ce frumos! Iau. Puh, ce frumos! Asta e varianta bună. Când regele de monede este în poziția aceasta, reprezintă energia sa pozitivă. Este o persoană echilibrată, protectoare, da? doritoare să ofere persoanei dragi. Pentru unii poate să fie taur sau semn de pământ sau pur și simplu o persoană echilibrată. La capătul setului de cărți aveți luna. Au fost niște secrete. Poate să fie un semn de apă, da? Pești-trac-scorpion. O relație la distanță cu care ați comunicat, dar care nu v-a oferit nimic. Da, regele, cavalerul de cup este și el, da? Manipulator. Cred că acest personaj, acest personaj nu va oferi nimic. decât cuvinte, impresii, iluzii. Aceasta este etalarea pentru ianuarie. Eu zic că e de bine. Încercați să vedeți binele și în situațiile care sunt dureroase. Personal și eu trec printr-o situație neplăcută, dar dragii mei, v-am zis eu, peștii sunt mai puternici decât par, decât cred alții și li s-a dat, li s-au dat niște calități speciale. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine, pa!